În perioada sărbătorilor pascale, peste 170 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara au fost la datorie pentru asigurarea protecției și siguranței cetățenilor. Din păcate însă, pompierii hunedoreni au fost solicitați să intervină de mai multe ori la stingerea unor incendii, cel mai grav fiind înregistrată la Lupeni, în noaptea de înviere. Pompierii militari din cadrul gărzii de intervenție Lupeni și ai detașamentului Petroșani, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Petrila, au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la acoperișul unei case. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta deosebit de violent, cu degajare mare de fum. La stingerea incendiului de la Lupeni, care a durat mai mult de 5 ore și în urma căruia nu s-au înregistrat din fericire victime, au participat și 2 pompieri aflați în timpul liber. Întrucât flăcările se vedeau de la mare distanță, 2 dintre colegii noștri, plutonierul major Rușanu Cristian și plutonierul major Fodor Robert, de la Garda de Intervenție Lupeni, deși se aflau în timpul liber și se pregăteau să participe la slujba de înviere, au conștientizat gravitatea acestei situații și s-au alăturat numai decât echipajelor de intervenție. După eforturi susținute, care au durat mai bine de 5 ore, pompierii au lichidat incendiul, stabilind ca și cauză probabilă a izbucnirii acestuia coșul de fum deteriorat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar păsările și animalele din gospodărie au fost salvate. Tot în noaptea de înviere, cadrele ISU Hunedoara au intervenit la lichidarea unui incendiu de la o gospodărie din satul Pricaz, ce aparține de comuna Turdaș. Tot în noaptea de înviere a sunat alarma și la detașamentul de pompieri Orăștie. La doar 4 minute de la apel, 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă se aflau deja amplasate în fața unei gospodării din localitatea Pricaz, realizându-se dispozitivul de stingere. La sosirea echipajelor de pompieri ardea generalizat materialul combustibil al acoperișului unei șuri, fânul depozitat în pod, precum și lemnul stevuit în interiorul acesteia. Un ofițer și 8 subofițeri au intrat imediat în acțiune, intervenția promptă, făcând să se evite o nenorocire, mai precis propagarea incendiului la casă sau la gospodăriile învecinate. De această dată, cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric la instalația de iluminat. În ziua de Paște, pompierii hunedoreni au intervenit la stingerea unui incendiu provocat de o explozie care a avut loc în căminul liceului din Călan și aici, ca și în celelalte situații, neexistând victime omenești. Duminică, o explozie urmată de un incendiu a avut loc în internatul Liceului Tehnologic din Călan. Detașamentul de pompieri Hunedoara și punctul de lucru Breta Română s-au mobilizat urgent cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autoscară pentru intervenții la înălțime. De asemenea, la locul indicat au ajuns un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Din imobil, pompierii au evacuat 5 persoane, iar locatara în camera căreia s-a petrecut incidentul a primit asistență medicală din partea echipajului SAJ, întrucât a suferit un atac de panică. Și paramedicii SMURD din cadrul ISU Hunedoara au avut de lucru, acordând îngrijiri unor persoane implicate în 5 accidente rutiere petrecute în mini-vacanța de Paște, însă nu au mai putut face nimic pentru salvarea unui bătrân căzut într-o fântână.